Bună seara, dragii mei! Iată-ne din nou prezenți în fața Cuvântului Lui Dumnezeu și avem posibilitatea ca să împărtășim câteva gânduri cu privire la evenimente, zic eu, care aparțin umanității, evenimente care au implicații de proporție cosmică. Societatea noastră se alterează în fiecare zi și valorile pe care le-am promovat și le-am avut și le-am iubit dispar încep, dar sigur, gradual, fără ca să fie văzute și observate de oameni. În această seară, aș dori să introduc un subiect care are de-a face cu o stare de fapt. Ce se întâmplă când oamenii nu mai cred în tine sau nu mai cred în mine? Ce se întâmplă când oamenii nu mai cred într-o instituție? Ce se întâmplă când oamenii nu mai cred într-un lider? Este una dintre cele mai deplorabile situații de viață atunci când oamenii ajung să nu creadă, să nu mai creadă. În noi sau în tot ceea ce încercăm noi să comunicăm. Așa este starea, de fapt, cu evenimentul care a fost trecut pe sub mână la Geneva săptămâna trecută, în mai 27-2024, când, de fapt, din nefericire, Organizația Mondială a Sănătății a primit un vot de neîncredere în care OMS-ul să primească puteri superioare, adiționale, exponențiale peste mai toate țările lumii, într-un timp de pandemie sau într-un timp în care liderul acestei organizații te-ar putea bănui, ar putea suspecta că ceva se întâmplă în lume, chiar și atunci ar putea exercita atitudini sau puteri absolute peste conștiința individului, peste conștiința națiunilor, peste Constituția națiunilor și așa mai departe. Acest eveniment a fost ascuns de ochii opinii publice sau dat doar câteva știri, dacă vreți, răslețe aici și acolo, foarte opace în descriere, în care s-au exprimat doar câteva regrete cu privire la acest fiasco politico-medical. Vă mai aduceți aminte pe vremea pandemiei, când, mă rog, Organizația Mondială a Sănătății încerca să se introducă pe plan mondial, ei, hey, suntem cineva, ochii la noi, toată lumea ascultă de ce spunem noi. Vă mai aduceți aminte de momentele alea în care în mod inerent, cineva băga bățul în gard și învrăjbea o parte a societății împotriva altei părți a societății. Cei diagnosticați ca fiind contaminați stăteau acasă, iar cei care erau asimptomatici în ghilimele erau cei mai periculoși oameni din societate cât de ce nu se îmbolnăvesc, că treceau pe sub radar, adică erau periculoși că nu fac boala, dar doar o transmit. E periculos să fii sănătos, e vai de mine sau vai de tine dacă te îmbolnăvești sau dacă mă îmbolnăvesc, oricum o dai, nici cum nu e bine. Aceste lucruri nu vor dispare de la sine, pentru că nu au apărut din senin și nu vor dispare din senin. Psalmul 7, de la versetul 14 la versetul 17. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Cum ar putea conduce răul pe pământul acesta fără înșelăciune, pentru că îi lipsește morală, pentru că răul în lumea aceasta promovează ateismul, necredința în Dumnezeu. În conceptul evoluționist există ceva care lipsește, adică sunt mai multe lucruri care lipsesc, dar ceea ce este cel mai important lipsește, prietenii, momentul acela sau factorul acela unde morala s-a născut. Ei nu pot pune degetul pe ei, ca să spună, uite, în momentul acesta, în milioanele și milioanele de ani, în care, mă rog, forma de viață a evoluat, up, a apărut și morala. N-au spectru ăsta. De fapt, dacă încă insistă că suntem niște maimuțe dubitoace, care, mă rog, nu ne-a căzut coada de la Darwin în coa, o maimuță nu poate fi trasă la răspundere pentru că nu are morală. Și de aceea, în tot sistemul ăsta promovat de ateismul mondial, care este reflecția Babilonului modern, este reflecția uh, vinului, tulbure, îmbătător al Babilonului modern, al globalismului. În conceptul acesta există o idee foarte definită. În teoria evoluționistă, specia cea mai puternică, supraviețuiește, o calcă în picioare pe cealaltă, mai slabă, și uite așa se perpetuează evoluția. Însă acest principiu nu se aplică în contextul pandemiei. Când asintomaticul nu se bolăvește este imun la virus și trăiește. După teoria lor, ar trebui ca asintomaticul să fie, mă rog, acea specie deosebită care va supraviețui. Dar nu, asintomaticul era cel mai periculos. Așa că evoluționismul mare mult de lucru să dovedească că ești știință. În viziunea mea, evoluționismul nu este altceva decât o religie periculoasă a răului care se dezvoltă prin înșelăciune și minciună, așa cum spunea Psalmul 7. Și pentru că tot început să-mi să citesc, vreau să vă invit din nou să citim aceste versete care le menționasem înainte, care sunt extrem de importante pentru a înțelege Debutul acestui subiect. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea, adică concepe, produce în, în, în înșelăciunea. Face o groapă în care el vrea ca noi toți să cădem, sap, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o, se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe țeasta capului lui. O pană inspirată spune că atunci când Harul se va încheia și când aceste instituții la nivel mondial, împreună cu papalitatea și cu tot panaceul de organizații care, mă rog, sunt sub observația călăuzirea și sfătuirea și oblăduirea papalității, aceste organizații se vor întoarce în papalității, iar aceste organizații însăși vor primi răsplata de la oameni răsplata de la Dumnezeu, răsplata nelegiuirii pe care i au creat-o pentru a distruge omenirea. Să luăm aminte că ce se întâmplă la ora actuală cu Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Națiunilor Unite și așa mai departe, toate celelalte organizații care sunt încă o dată, spun, evantaiul sau panaceul de puteri exprimate sau demonstrate sau exercitate de forța dincolo de mască, care este Vaticanul, toate aceste puteri vor colapsa. Ei produc o groapă, sapă o groapă, pentru cei 8,7 miliarde de oameni pe pământ, dar să nu uităm că toate aceste organizații se vor prăbuși în întuneric, așa cum spune în Ezechiel, capitolul 28, zice, vei muri în inima pământului. Așa cum spunea sau avea destinul Absalom, mare răsculător, de o frumusețe acerbă și de o reutate proporțională, nu? care a fost îngropat și a stupat cu pietre și s-au pus un turn la cap. N-a avut nici copii, n-a avut nici urmași. Absalom, în frumusețea lui, era practic exemplul marelui dușman care se găsește în cartea lui Ezechiel, capitolul 28, unde se face descrierea. În Ezechiel 28 se spune despre papalitate că vei muri în inima mărilor pentru că te-ai dat Dumnezeu, măcar că nu ești Dumnezeu. Iată că vrăjmașii tăi se vor ridica din mare. Cei care mergeau cu tine își vor ridica mâna împotriva ta. Așa spune pana inspirată că oamenii se vor duce înapoi la cei care i-au înșelat și vor spune de ce mai mințit. De aceea cred din tot sufletul meu și din toată inima mea că este important ca să înțelegem că aceste lucruri care apar la nivel internațional nu apar de la sine, pentru că sunt produse de cineva și nu vor dispare de la sine sau din senin. Numai Domnul Iisus le va veni de hac și numai Domnul Hristos va fi răspunsul corespunzător la aceste grupări sau formațiuni de oameni cu interese, zic eu, anti-Dumnezeu și cu interese anti-societate. Proverbe capitolul 19, versetul 21 ne spune ceva foarte important. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea este a Domnului. Aceea se împlinește. Pe moment, Domnul râde de ei, se uită la ei, vede Dumnezeu cum plănuiesc, dar într-o bună zi să știți, prieteni, că toate aceste planuri îi vor arunca pe toți în apă. Acum, reîntorcându-mă la evenimentul din Geneva, votul, din nefericire, a fost un vot de neîncredere pentru mai mari lumii și se pare că din cei din spatele lui Pedros sunt foarte neleliștiți. Cei care fac parte din organizație sau țările care fac parte din organizație, imaginați-vă dacă votul ar fi trecut și s-ar fi votat tot tratatul acesta de Gen la Geneva și ar fi devenit un tratat mondial, cu câtă zarvă s-ar fi promovat această știre. Organizația Mondială a Sănătății a devenit autoritatea supremă în lume, în lumea medicală și nu numai. OMS-ul ar fi devenit prima organizație la nivel mondial care poate călca în picioare drepturile individuale și suveranitatea națiunilor. Dar, așa cum spuneam, se păstrează o păcere stranie cu privire la acest vot, la acest fiasco ideologic promovat de cei din spatele OMS. Votul de neîncredere reprezintă un duș rece pentru cei care ne vor binele cu forța. Luther concluziona următoarele aspecte în ceea ce privește neutralitatea individului în timp de criză. Era descrisă de Luther în următoarele cuvinte. A nu te împotrivi răului înseamnă a susține. A nu sări în apărarea adevărului înseamnă a renega. Iar Mocam spunea și la rândul lui că dacă nu suntem pregătiți să ne dăm viața sau dacă nu suntem pregătiți să murim pentru cuvântul libertate, atunci ar trebui să eliminăm din vocabularul nostru acest cuvânt. Au fost și vor rămâne până la sfârșit, prieteni, oameni cu conștiință, oameni cu conștiință curată, care vor vota drept și pentru dreptate și vor respinge orice formă de delapidare a libertăților cetățenești și vor apăra integritatea și suveranitatea țărilor care le reprezintă chiar cu propria viață. Există un text într-o carte pe care o respect foarte mult, The Great Controversy sau Marea Luptă în traducerea română, Trageria Veacurilor, scrisă pe undeva în jurul anului 1848 și mai târziu, care confirma următoarele. Dar atâta vreme cât Isus rămâne mijlocitorul omului în sanctuarul de sus, influența înfrânătoare a Duhului Sfânt este simțită de conducător și de către popor. El, încă mai controlează, adică Duhul Sfânt, într-o oarecare măsură legile țării. Dacă n-ar fi aceste legi, starea lumii ar fi mult mai rea decât este acum. În timp ce mulți conducători sunt acenți ai vrăjmașului, a diavolului, Dumnezeu își are și săi printre conducătorii țării. Vrăjmașul îi inspiră pe slujitorii lui să propună măsuri care ar împiedica într-o mare măsură lucrarea lui Dumnezeu. Dar bărbații de stat care se tem de Domnul sunt influențați de îngerii sfinți să se împotrivească unor astfel de propuneri cu argumente ce nu pot fi combătute. În felul acesta, câțiva bărbați vor putea ține piept unui curent puternic al răului. Împotrivirea vrăjmașului adevărului va fi stăvilită până când solia angelul al treilea își va face lucrarea. Când avertizarea finală va fi dată, ea va atrage atenția acestor conducători prin care Dumnezeu lucrează acum. Și unii dintre ei, atenție, unii, nu toți, unii dintre ei vo, o vor primi și vor rămâne împreună cu poporul lui Dumnezeu în timpul strâmbtorării. Ce se va întâmpla cu ceilalți? Păi cu ceilalți se va întâmpla că ei vor ajuta la darea decretului Mondial de persecutare a rămășiței lui Dumnezeu. De ce a fost respins tratatul de la Geneva? Mă întorc înapoi la subiect. Iată de ce, pentru că acolo, la Geneva, au fost oameni care s-au opus, care au văzut, care au simțit, care au mirosit că ceva nu e în regulă. Și de aceea acești oameni s-au opus. Iată ce se prelinge printre degete și ce se mai spune pe aici pe acolo despre această surprinzătoare negare sau respingere a votului de la Geneva sau a votului de neîncredere la adresa lui OMS. Oficialii din domeniul sănătății, din regatul unit al Marii Britanii, au emis declarații în timpul negocierilor de săptămâna trecută sugerând că Londra nu va semna proiectul așa cum există în prezent, deoarece este o amenințare la adresa suveranității țării. Liderul conservator Nigel Farage a lansat o campanie săptămâna aceasta pentru a se opune a adoptării WHO, adică OMS-ului, acordul pandemic, avertizând că proiectul ar putea duce la un impuls internațional pentru domiciliu forțat și vaccinări mandatorii. OMS-ul, spunea el, trebuie să se reformeze pentru a respecta suveranitatea națională, să nu mai interfereze în viața oamenilor și să renunțe la tratatul de pandemie, sincer să fiu, atât de terifiant, a spus Ferenge referindu-se la OMS. Deci, iată, dragii mei prieteni, oameni, așa cum spunea textul pe care îl citisem din Marea Luptă sau Tragedia Veacurilor, oameni care se tem de Dumnezeu și care observă evenimentele, își dau seama, se împotrivesc cu înțelepciune absolută dată de Dumnezeu pentru ca răul să nu evolueze. Și continua dumnealui, OMS-ul nu mai poate ignora nemulțumirea tot mai mare din partea oamenilor din întreaga lume. Ori se reformează, ori sările Trebuie să o părăsească cu totul. Ca să vă dați seama cât de devastator va fi un astfel de tratat la nivel internațional, prieteni, îl confirmă chiar declarația fostului șef al celui celulei de criză, Antonio Fauci, care spune, în dezbaterea lui, într-unul din comitetele Senatului, care, mă rog, investiga pandemia și așa mai departe, în care dumnealui făcea o declarație terifiantă. Oamenii care refuză să se vaccineze dintr-o varietate de motive sunt probabil responsabil pentru încă 200 sau 300 de mii de decese în această țară, în Statele Unite. Încă o dată spun, fiecare om este liber și face ce vrea cu trupul, cu corpul lui. Rămânem frați, rămânem prieteni, că așa ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Iubim pe oameni necondiționat. Dar aici, în textul acesta, vedem o instigare pe față a Domnului Fauci împotriva celor care gândesc diferit de dom Domnia sa. De aceea, în aprilie, mai bine de jumătate din Senat, mai bine de jumătate din Senatul American, atenție, a semnat o scrisoare în care se exprima opoziția față de un astfel de tratat internațional, oms ul care nu va fi altceva decât învierea lui Joseph Mengele, îngerul morții, care va transforma lumea într-un Auschwitz planetar. În aprilie, citez: Peste jumătate din Senat a semnat o scrisoare care, către președintele Joe Biden, care se opune acordului privind pandemia. În Statele Unite, parlamentarii republicani au luat conducerea opunându-se unor eforturi de a face eventual America dependentă de acordul pandemic, fără a respecta prevederile constituționale necesare țării pentru a semna un acord la nivel de tratat. În martie, reprezentantul Tom Tiffany a prezentat un proiect de lege care Specifică că dacă ar fi adoptat, Casa Albă nu ar putea deveni semnatară a acordului privind pandemia, fără a recunoaște ca tratat, care ar necesita oricum două treimi din Senat pentru a fi aprobat. Deci, iată, prieten, că însuși Statele Unite vede clar același pericol de a renunța la suveranitate și a oferi prin semnarea acestui tratat măsuri plenipotențiale, exponențiale acestei organizații a OMS-ului. Unele dintre cele 300 de propuneri de amendamente făcute de statele membre ar crește substanțial componențele OMS. În caz de urgență în sănătate și-ar constitui încălcări intolerabile ale suveranității Statelor Unite se avertizează în scrisoare. Reacția dincolo... Peste ocean, domnul Tedros, președintele acestei organizații, a răspuns criticilor susținând că orice îngrijorare cu privire la erodarea suveranității este dezinformare, adică misinformation. Iar acordul pandemic va întări efectiv puterile suverane. Adică, eu stau și mă gândesc așa, mai mult de jumătate din Senatul american nebun, domnul Petros, cât de mare poate să fie tupeul să te mintă în față? nu avem nimic cu oamenii, că ei spun ce li se spune să spună, au un transcript acolo. Ducându-mă în istorie puțin, domnul Pedros nu este doctor, cum nici domnul Bill Gates nu este doctor, cum nici cei care cenzurau declarațiile pertinente ale doctorilor cu experiență în domeniu, care vorbeau pe baza experienței științifice, nu erau doctori în pandemie, medicina s-a împățit în două. O parte de medicină mai încă spunea și credea că există și o imunitate naturală pe care noi, ca biserică, o promovăm printr-o dietă și un stil de viață sănătos, și cealaltă parte a medicinei arunca peste bord imunitatea naturală dată de Dumnezeu, care oricum nu există în mintea lor, și spunea că imunitatea vine întotdeauna din, prin inoculare, te imunizezi prin tot ce îți dăm noi în vene. Mă gândesc că o fi și așa, și așa, o fi doar într-un fel, doar în altul. Ideea este că omul este liber să aleagă să creadă Cuvântul lui Dumnezeu sau nu. Atunci, în ce bază? întreb eu, acești aleși, aleși de nimeni, impun reguli, fac reguli, fără ca cineva să întrebe de vorba. De când ne -doctorii declară ce e bine să punem în trupul nostru și ce nu e bine să punem în trupul nostru? Păi ce să aminte domnul Bill Gates? Un om de afaceri, computere, case fi. De unde și până unde domnul Bill Gates dictează ce să intre în venele mele și ce să nu intre, că dacă nu mă ține și o șobolan în casă? De când? Domnul Pedros la fel șef al Organizației Mondiale a Sănătății. Și am înțeles că nu i doctor. Mai verificăm, poate că greșesc. Știința este numai ce spune pro-globalismul. Ceilalți oameni care sunt împotriva Babilonului modern și care au învățat la aceleași facultăți, care au aceleași diplome, care au exercitat cunoștința și experiența în spitale și în domenii de cercetare, cot la cot cu cei din la globalistă și care și-au câștigat un nume și o reputație, oameni cu temere de Dumnezeu. Aceștia nu au dreptul la replică, oamenii ăștia nu au dreptul să-și exprime părerea. Trebuie neaparat ca jumătate din medicină să fie aruncată peste bord ca fiind o conspiraționistă, alarmistă, cu tare. Adică mai mult, mai bine de jumătate de senat în Statele Unite spune că ăsta, tratatul de la Geneva, ar fi un atac la adresa integrității și suferanității țării respective, care semnează contractul în cazul ăsta, era vorba de Statele Unite, și vine domnul Preto și spune, este teoria conspirației. Adică cum? Mai bine de jumate din Senat face teoria conspirației în Statele Unite? Rămân mut și mă minunez. Cât de, de, mare, cât de mare este tupeul, adică chiar așa să ne minți în față. Câțiva bărbați vor putea ține piept unui curent puternic al răului. Împotrivirea vrășmașului adevărului va fi stăvilită până când Soria, în celul al treilea, își va face lucrarea. Când avertizarea finală va fi dată, ea va atrage atenția acestor conducători prin care Domnul lucrează acum și unii dintre ei o vor primi și vor rămâne împreună cu poporul lui Dumnezeu în timpul strâmbtorării. Acum, secvența următoare este să mergem puțin în istorie. În mai 11, dacă vă aduceți aminte, mai 11, 2023, ne spunea că s-a terminat pandemia, dar vine alta, domnul Petros ne amenința, uitați aici documentul, nu? vine alta și în mai 23, tot 2023, ne spunea că acum vine una mai mortală decât cea care a fost sau care a fost în trecut. Deci ne pregătesc moralul foarte bine cu ce știu ei că au în gheozdanul cu jucării periculoase. Până la urmă, bomboana otrăvită tot va veni. Dar oamenii vor supraviețui doar prin credință de data aceasta, dragii mei. Nu va mai fi nicio formă de scăpare. Și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Așa că refugiul nostru, prieteni, va fi în Dumnezeu. Intenția este ca să nu se trezească mintea oamenilor din somnolență, ci doar să-i obișnuiască, prieteni, cu sunetul știrilor despre pandemie. Ce li se spune? Păi deja a apărut un caz în China, se pare că virusul este atât de puternic, în trei zile ești împachetat, păi se pare că vine iarăși și vine pe aici, prin Chicago, sau nu știu mai unde au un caz, etc. Observați, aceeași tehnică, aceeași narațiune, ca și în 2020. Un asistent sau consilier al președintelui OMS, Precios Matsaso, celălalt, de fapt, copreședinte al Consiliului de Negociere al OMS pentru tratatul pandemic, a spus că există încă o oportunitate de a ajunge la un acord și că eforturile nu se vor opri, în ciuda incapacității de a ajunge la un acord vineri. Deci băieții doresc să meargă mai departe, să producă finalmente această globalizare a sănătății în care omul este doar un simplu număr ca la Auschwitz. Ne vom asigura că acest lucru se întâmplă pentru că atunci când va lovi următoarea pandemie, să știți că nu va cruța, a spus dumnea ei. Deci iată din nou, a nu știu câta oară, al nu știu câte la apropo, de gen băieți aveți grijă cum votați, că dacă nu dansați după cu muzica pe care v-am pus-o sau dacă nu dansați după cum vi se spune, vi se cântă, vine pandemia. Parcă un virus are atâta carte să știe și să respecte un tratat de la OMS, nu-i așa? Dacă virusul vine în mod natural, dar îngăduit de Dumnezeu sau de ce-o fi, nu? Ăla nu știe de tratate și de cutare. A, ah, ne organizăm noi mai bine. Un om pe care îl vedeți în imagine este, oră, o tristă caricatură, o tristă realitate a societății umane. Printre gratii primește un băț în stil de undiță, are probabil un cârlic. și la o distanță pertinentă, la o distanță suficient de aproape de el, există două lucruri: o pâine și o cheie. În imagine se vede cum omul a încercat să folosească brațul său să ia pâinea în loc să ia cheia. Să deschidă ușa. Apoi să ia pâinea și să aibă și pâinea, să aibă și libertatea. De ce, totuși, omul alege să stea în pușcărie? De ce alege să stea în temniță ignorând cheia pe care o are la dispoziție? Pentru că a fost preprogramat să gândească cum îi se spune. El nu mai are un filtru critic de analiza faptelor reale. El nu mai reacționează la evidențe. Reamintesc declarații din cartea lui Bernard Russell în 1953. Cartea spunea că generații de oameni vor fi formate de așa manieră încât să producă tipul de caracter pe care autoritățile îl doresc. Ba, hai să citesc. Când tehnica va fi perfecționată, fiecare guvern care a fost responsabil de educație pentru o generație va putea să-și controleze subiecții în siguranță, fără a avea nevoie de armată și polițiști. Prieteni, până la urmă, înțelegem de ce omul alege pâinea și nu alege cheia ca să deschidă ușa, să-și preia libertatea și să poată să-și ia pâinea singur. Dacă tot ce spun ei despre următoarea pandemie este adevărat, sunt încredințat, prieten, că numai Dumnezeu va putea să ne scape viața. Nimic nu va mai putea funcționa. Mi-aduc aminte, a fost în Canada în 2001, când, mă rog, din motive mai mult sau mai puțin cunoscute, SARS-1 a făcut ravagii atât în Statele Unite cât și în Canada. Mi-aduc aminte că biserica a fost închisă, mâncarea s se aducea la ușă, n-aveai voie să ieși la magazine. Atunci patru spitale au fost, au format un, un lanț, 2001-2002, nu mai rețin, dar au trecut ani buni de atunci. Oamenii au tendința să uite, să treacă cu vederea peste lucrurile astea. Unii vor zice în următoarea generație că asta este o bufonerie, nici măcar n a existat o astfel de situație, a existat prieteni și am fost martori ocul martor personal ocular la, la, la acea situație. E, de data aceasta se va întâmpla la fel numai că la o scară mondială. Așa că singurul care ne poate apăra și proteja de data aceasta va fi numai Dumnezeu. Așa cum spuneam, Pedros... Foarte jignit spunea că la sfârșitul întâlnirii ceva de genul, curând va veni vremea când vom regreta că nu am semnat tratatul, sau ceva de genul, sper să nu ne pară rău când va veni următoarea pandemie. Mie asta miroase amenințare, sincer, vă spun. Vă mai aduceți aminte de do domnul Fauci în fața studenților în 2017? De unde știa domnul Fauci în 2017 că va avea o criză pandemică și, mă rog, de, un de unde știa domnul ăsta 2017 face declarația anticipat doi ani înainte. Știți, au mai fost momente din astea foarte interesante, întâmplări, accidente. Săptămânile trecute, respectatul prim-ministru ceh intenționa o cercetare mai amănunțită cu privire la ce s-a întâmplat în pandemie și care declarase permanent că se va opune tratatului OMS. Deci acest prim-ministru al cehiei Dorea să deschidă cutia Pandorei, să vadă ce se întâmplă sau cine este în spatele acestor uh, mișcări, fenomene și așa mai departe. Că la câteva zile după aceste intenții ale primului ministru ceh, intenții declarate de altfel, așa cum vedeți, i-a venit dintr-o dată în minte să iasă, mă rog, de la adunarea lui din plenul de sesiunii, să facă o plimbare, să tragă aer curat în piet, în timp ce se plimba, nu? S-a intersectat frontal cu niște gloanțe care se plimbau și ele prin zonă, că să ia și ele un pic de aer curat, nu? Și ce să vezi, accidental, domnul ministru a trecut la semafor și era verde pentru el, dar era roșu pentru cele 3-4 gloanțe care au intrat mai târziu în trupul lui. Gloanțele n-au respectat culoarea roșie și n-au dat prioritate domnului ministru. Și ca de obicei, mortul sau accidentatul e de vină, nu în conceptul nostru? Cam așa ar fi o explicație a celor de la fact-checking. Datorită cenzurii de opinie, prieteni, ajungem să vorbim în metafore și în parabole, așa cum o făcea Apostol Pavel pre-vremuri când menționa Roma ceva de genul numai iată că taina fără de legi și început să lucreze, dar cel ce îi stă împotrivă sau oprește ca să se dezvolte sau să se vadă este Imperiul Roman. Sigur că pe vremea lui Aurelian Augustin, când se spunea Roma non pereia, Roma nu va piere, sigur că nu puteai să spui, deși Pavel era cu mult înainte lui Aurelian Augustin, nu puteai să spui că Roma va cădea pentru că era crimă împotriva Imperiului Roman. Dar Pavel spunea, știți cine se opune papalității? Păi se opune Imperiul Roman. După prăbușirea Imperiului Roman, apare taina fără de legii. Și uite așa, cuțul neprins e negustor cinstit. În lipsa unor dovezi, orice asociere între intențiile lui cu privire la anchetă și ce i s-a întâmplat, rămân în clasă speculațiilor sau chiar a teoriilor conspiraționiste. Asociez pe primul ministru al Cehiei cu unul dintre eroii descriși de marea luptă, prieten sau tragedia aculor, sper să trăiască, să-i fie bine și Dumnezeu să-l ocrotească, să-și revină, să fie un instrument în mâna lui Dumnezeu în continuare în aceste vremuri de, mari, de mare strânturare și frământare socială. În felul acesta, câțiva bărbați vor ține pieptul unui curent puternic al răului, împotrivirea vrășmașului, adevărului va fi stăv stăvilită până când solia în al treilea își va face lucrarea. Când avertizarea finală va fi dată, ea va atrage atenția acestor conducători prin care Domnul lucrează acum și unii dintre ei vor primi, vor primi mesajul Îngelui al Treilea și vor rămâne împreună cu poporul lui Dumnezeu în timpul strâmtărării. După ce OMS a primit votul de neîncredere, se pare că vor începe presiuni pentru a-i face pe cei care se opun să înțeleagă cât de vulnerabili sunt fără taxă de protecție. Așa cum spunea Luther, dacă mai țineți minte, a nu te împotrivi răului înseamnă al susține, a nu sări în apărarea adevărului înseamnă al nega. Ne dăm viața sau nu ne dăm viața pentru libertate. Dacă nu suntem în stare să murim pentru libertate, atunci ar trebui să eliminăm din vocabularul nostru acest cuvânt. Imunizând publicul împotriva informațiilor false, OMS-ul, care este brațul medical al Națiunilor Unite, pretinde că există sau circulă o abundență peste măsură de informații, cât și știri înșelătoare sau știri fabricate, atât imagini cât și video în legătură cu coronavirus. Deci până la urmă OMS-ul vrea sau nu vrea putere, că nu mai înțeleg nimic. Aceasta este întrebarea. Publicul a reacționat pentru că nu a existat transparență și nu există consecvență în declarații care în timpul pandemiei s-au schimbat sistematic pe tot parcursul crizei medicale, oamenii nu mai pot avea încredere în tine. Ăsta era titlul subiectului nostru. Și sigur că doare, doare, când cineva nu mai are încredere în noi. Și cum adică imunizând publicul împotriva informațiilor false? Eu traduc că imunizarea aceasta despre care vorbește această instituție, imunizarea împotriva. Uh, lucrul informațiilor așa zis false, înseamnă că rămâi imun la orice altă versiune de informație și pleci capul la informația care vine de la o singură sursă. Imunizarea aceasta nu are un alt scop decât acela de a-l aduce pe individ în situația de a nu mai fi capabil să producă propria opinie sau să filtreze informația în de acord cu propria conștiință sau propriile valori imunizarea de care vorbește această instituție este declarația că nu puteți gândi sau nu aveți voie să gândiți pentru voi înși voi, totul trebuie să, fie, să vină de la noi, gata rumegat și gata de înghițit. Bertrand Russell spunea că o societate științifică, ca aceasta care se vrea să impune pe plan mondial, poate funcționa numai în contextul în acesta când cel de la cârmă nu este pus sub semnul întrebării, asta e problema. Dietă, injecții și ordonanțe se vor combina de la o vârstă foarte fragedă pentru a produce genul de caracter și genul de convingeri pe care autoritățile le consideră dezirabile, iar orice critică serioasă la adresa puterilor existențe, existente va deveni. Din punct de vedere psihologic. Propaganda educațională cu ajutorul guvernului ar putea atinge acest rezultat într-o generație. Există totuși două forțe puternice care se opun unei astfel de uh, politici. Una este religia și cealaltă este suveranitatea sau suveranismul sau naționalismul. Deci, ce e rău ca omul să aibă o patrie? Vă întreb și eu așa, ca om. ce e rău ca omul să aibă o patrie? Ce e rău ca omul să aibă o credință în Dumnezeu? că văd că asta deranjează sau astea sunt cele două elemente care deranjează instituțiile globale la ora actuală. Nu? Ei doresc ca noi să renunțăm la noțiunea de țară, de patrie și doresc să renunțăm la noțiunea de Dumnezeu. Să nu mai aparținem niciunei națiuni și să nu mai avem niciun Dumnezeu, să nu mai avem nicio religie. Concluzia mea este că o societate științifică poate fi stabilă în anumite condiții. Primul este un singur guvern mondial care deține monopolul forței armate și, prin urmare, este capabil să impună pacea. O altă colaterală filozofică încearcă să ne ia fața și aceasta se numește One Health, o sănătate globală, o singură sănătate, dacă vreți. Acest concept ne introduce cu nebăgare de seamă în lumea ezotericului, în lumea religiilor de gen Gaia, adică mama natură, o închinare la mama te terra care își are originea în păgânism. Deci, iată cum o religie păgână este introdusă pe plan mondial în numele științei climatice și medicale cu scopul de a elimina noțiunea de Dumnezeu în calitate de creator și conceptul de obligație morală față de un Dumnezeu superior creațiunii și omenirii. One Health, o singură sănătate sau o sănătate globală, este o abordare colaborativă, multisectorială și transdisciplinară care lucrează la nivel local, regional, național și global cu scopul de a obține rezultate optime în materie de sănătate, recunoscând interconexiunea dintre oameni, animale, planete și mediul lor comun. Problema este că la creațiune Dumnezeu a zis că omul nu este la același nivel cu animalul sau cu planta. Să citim. Geneza, nu? Apoi Dumnezeu a zis să facem pe om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste pești, peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Vedeți dumneavoastră, în această filozofie One Health, omul este pus la același nivel cu Buriana. Deci este periculoasă ideea că poți să dispari la fel de ușor din mediul acesta ca și Buriana, ca și Iarba Verde. Dacă sistemul decide ca tu să mori, și buriana sau animalul să trăiască pentru binele comun, planeta va trăi și tu vei muri. Animalele au legi de protecție, de multe ori mai privilegiate decât ale oamenilor. Mi-aduc aminte, în pandemie, omul cumpăra un câine. Ca să poată să iasă la plimbare, el era în lockdown sau în domiciliu forțat. Deci, câinele nu era sub jurisdicția legilor de domiciliu forțat, în timp ce omul era. Așa că omul cumpăra un câine, și sub masca plimbatului de câine, mai trecea și omul, o gură de aer, la plimbare, ducându-se pe afară. Omul era sub lege, animalul era în afara legii. Câinele înainte și omul după câine. Deci iată, dragii mei prieteni, în 1953, Bernard Russell spunea că vrem o societate științifică care să o conducă lumea. Aici aveți demonstrația de forță a ceea ce înseamnă o societate științifică. Deci pericolul este iminent. Cei de sus decid să dispar tu și să trăiască buriana sau rechinul sau balena, că prezența ta debalansează planeta. Așa că vei dispare și nici loc la cimitir nu să mai ai, pentru că putrezirea ta și a mea va debalansa ecosistemul, mediul și vei crea sau voi crea prin descompunerea mea prea multă emisie de carbon, așa că prima dată te vor pune la pachet organele. Se pot folosi în scop caritabil, nu, rinichi, inimă, ficat. Dacă se întâmplă să fie asimptomatic și periculos de sănătos, ei vor folosi aceasta inima, ficatul, rinichii, vor congela la pachet toate acestea pentru viitoare transplanturi. Restul va fi folosit de animale de companie, așa că vei deveni cremvuști pentru pisici și alte feline. Dumnezeul nostru însă va interveni ca să ne scape. Domnul nostru Iisus Hristos se va ridica în favoarea și în apărarea poporului său. Dumnezeul nostru vine să ne scape de bumerangul care se va întoarce exact împotriva celor care l-au creat. Dreapta liberală vine în forță și vine în curând și vom experimenta o altă fază a persecuției, a dictaturii mondiale și nu una de gen ateist, așa cum o vedem pe cea în prezent. În prezent. Probabil că va fi o amalgamare între dreapta și stânga, probabil că va fi o, o dreaptă radicală, Dumnezeu știe ce va îngădui. Ce este important, dragii mei, așa cum spunea Psalmul 7, este că ei fac o groapă în care noi să cădem, dar finalmente ei vor cădea în groapă. Întotdeauna se va găsi în societatea aceasta o grupă de naivi sau un naiv, dacă vreți, care te va împinge în jos, uitând că de faptul tu îl, îl ții în echilibru, așa cum arată imaginea de față. Săptămâna aceasta care vine, grupul celor mai dezvoltate națiuni din lume, grupul G7, se va aduna. Și bineînțeles că Italia, de data aceasta, este țara care găzduiește această, mă rog, întâlnire deosebită, iar episcopul de Roma, Papa, va fi invitat de onoare. Se pare că, așa din spusele pe aici, pe acolo, episcopul de Roma, Papa Francisc, va propune un sabat planetar, o sănătate planetară, o zi planetară, o unitate extraordinară în ecosistem. Deci aveam One Health, nu o sănătate comună. Acum se pare că se introduce noțiunea aceea tare mult dezbătută în adventism de lege dominicală. Se propune de către Papa un sabbat mondial, o zi de repaus mondială. În care, bineînțeles, omenirea va trebui să se odignească, să salveze planeta, și așa mai departe, tot scenariul care este promovat din ce în ce mai des pe toate canalele de televiziune. Vă ceți aminte, inventatorul gaianismului gaiz, gaiaismului a fost omul de știință James Lovelock, un alarmist climatic care și-a imaginat Pământul ca pe un organ viu. El a fost și un tehnocrat care a declarat avem nevoie de o lume mai autoritară. Ia uzi, bă, născut în democrație, născut în libertate, vrea comunismul ăsta. Ce avem nevoie de o lume mai autoritară. Noi care venim din comunism și care am trăit pe timpul comunismului, cunoaștem gustul sărat, amar al comunismului și nu ne-ar mai trebui comunism. Cei din comunism au fugit în America de comunism, iar unii dintre cei născuți în această țară a libertății se trezesc dintr-o dată să spună: Avem nevoie de o lume mai autoritare. Domnule James Lovelock, vi se pare că lumea în condițiile prezente nu este suficient de autoritară? Vreți dumneavoastră o lume și mai autoritară? Am devenit un fel de lume obraznică, continuă dumnealui. Egalitară în care toată lumea își poate spune părerea. Păi stați puțin, noțiunea de egalitate nu este tocmai rădăcina mișcării revoluționare în America Council Culture. Produceți o, o, o socializare. Cel care învață 10 ore pe zi ca să ia un 10 la matematică este egal cu cel care nu învață deloc la matematică, și când va ajunge la clasă va primi aceeași notă de 10, pentru că așa e bine să nu-i distrugi, mă rog, sentimentul de respect de sine. Nu tot dumneavoastră, socialiștii, promovați egalitatea? Acum vă contrazice și doriți că lumea este prea egală și nu e bine? Lumea a devenit prea obraznică pentru că cere drepturile? Democrația ar putea fi nevoită să fie suspendată pentru o vreme. Și ce propuneți, domnule, dacă democrația aceasta să fie suspendată sau libertățile individului să fie suspendate, ce propuneți după aceea? În locul acestei democrații care trebuie să fie suspendată, ce propuneți dumneavoastră? Care este opțiunea? Universitățile pe aici pe acolo spun că această amenințare a eco ritarianismului este adesea legată de o tendință în creștere spre tehnocrație, sugerând că deciziile ar trebui lăsate în seama celor cu cunoștințe științifice și tehnice relevante. Acest lucru ar trebui să accelereze luarea de decizii și să conducă la politici ecologice mai eficiente. Observați dumneavoastră societatea științifică, care o vroia Bertrand Russell în 1953, scoate în evidență faptul că oamenii super deștepți, experți în ghilimele, experții fără Dumnezeu, ei vor trebui să decidă fără ca să te mai consulte pe tine. Tu ești doar un număr, nu contezi și vom avea de a face cu o dictatură accelerată care să aibă un caracter științific. Substituirea legii lui Dumnezeu cu legile oamenilor, Înălțarea prin simpla autoritate umană a duminicii în locul sabatului biblic, aceasta va constitui ultimul act al dramei. S-a spus și s-a mai spus în 200 de ani că va veni o lege în care se va impune un sabat planetar la nivel global, în care papalitatea va avea proeminența. La data aceea și astăzi, chiar uitați aici, într-un document mai mult sau mai puțin apreciat, Legea națională duminicală implică o teorie a conspirației în care se presupune că Guvernul Statelor Unite va decreta o lege în care duminica va deveni o zi de odihnă și de închinare. Dacă asta a fost sau este teoria conspirației, o lăs pe dumneavoastră să decideți. Sabatul planetar invită pe Papa Francisc să folosească autoritatea lui morală pentru a introduce o zi de odihnă săptămânală în timpul summitului G7 pentru a combate schimbările climatice. Deci iată că nu mai este o teorie a conspirației dintr-o dată, această noțiune anticipată de un autor de carte, cel puțin 150 de ani în urmă, începe să devină realitate și să confirme, de fapt, în anticipație că ce s-a crezut până acum n-a fost greșit și că nu este o teorie a conspirației, o lege mondială cu privire la o zi de odihnă chiar fiind ea nebiblică, va fi promovată de autoritatea Romei. Sabatul planetar invită pe Papa Francisc să folosească autoritatea lui morală pentru a, a, introduce o zi de odihnă săptămânală în timpul summitului G7 pentru a combate schimbările climatice. Deci iată că avem nevoie de o zi de odihnă ca să domolim planeta și să a readucem pacea, liniștea, și prosperitatea pe glob. Cei mai mulți creștini nu au părtășie cu Dumnezeu, prieteni. Ei au părtășie unul cu celălalt, discutând despre Dumnezeu și nu cu Dumnezeu. De aceea, creștinismul va îmbrățișa această idee a unui sabat global care nu este neapărat biblic. Și acum, dacă tot vorbim, prietenii mei, despre reinstaurarea valorilor care ar păstra planeta frumoasă, curată, extraordinară, teza de păstrare a ecosistemului în bună pace, teza de a, a face pace între animale și oameni, teza de a produce un echilibru în ecosistem, e specificată de Scriptură la începuturile ei, pe paginile cărții Genezei. În primul rând, Dumnezeu a creat pe om animale plante. În Genesa 1 cu 29 ni se spune că omul va mânca fructe și aceasta îi va fi hrana lui. Animalele vor mânca iarba verde. Apoi un alt principiu, ăsta este principiul dietei pe care Dumnezeu a lăsat-o la început. Omul nu mânca pe animal, animalul nu mânca pe om. Nu se atacau unele pe celelalte, asta era înainte de păcat. Ăsta era principiul 1 de a păstra ecosistemul într-o balanță cum vroia Dumnezeu ca și creator. După aceea ni s-a dat sabatul zilei a șaptea, șase zile să lucrezi, iar ziua a șaptea să te odihnești. Tot în cartea de Genezei, Dumnezeu vorbea de un sabat planetar, nu era nevoie de un papă care să vină să ne spună nouă că trebuie să păstrăm un sabat. Nu, Dumnezeu, Creatorul, este Cel care a promovat ideea unui sabat. Și el a zis, Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în această zi el s-a odihnit de toată lucrarea pe care o zidise și o făcuse. Ce nu se înțelege din această declarație simplă? Ce este atât de complicat? Iar principiul numărul trei este că Dumnezeu a binecuvântat instituția căsătoriei. Al treilea principiu pe care Dumnezeu îl pusese în grădina Edenului atunci când planeta a fost creată. Și anume, Dumnezeu a binecuvântat pe om și a dat un ajutor potrivit lui, un bărbat și o femeie. Iată, dragii mei prieteni, mă rog, cei care se gândesc la așezarea nouă a unei cării frumoase, relaxante pentru planeta noastră, v-aș recomanda rețeta lui Dumnezeu. Nu aveți nevoie de rețete omenești, nu aveți nevoie de a crea sau inventa o societate științifică. Știința adevărată, societatea științifică a fost creată de Dumnezeu în grădina Edenului, când Tatăl Ceresc și Domnul Iisus Hristos le-au pus pe om să fie stăpân peste animale, peste peștiță, mării, peste păsările cerului, peste tot pământul. Observați dumneavoastră, reseta este clară. Dieta edenică, Geneza 1 cu 29, 1 cu 2, 30, omul mănâncă fructe, animalele mănâncă iarbă. Punctul numărul 2, 6 zile să lucrezi ziua 7 să te odihnești pentru că îl recunoști pe Dumnezeu ca și creator, iată un sabat global, pentru că la vremea aceea sabatul era pentru tot globul. Adam și Eva era toată populația planetei, nu? Nu e necesar să te duci la G7 și să spui avem nevoie de un sabat global. Bol. Papa n-a inventat roata, nici eu, nimeni, nicio societate din lumea asta n-a inventat roata. Ciclul săptămânal a fost inventat de Dumnezeu. Așa că, sabatul acesta global de care se vorbește, dacă chiar vrei să țineți un sabat global, de ce nu mergeți înapoi în geneza? Să ținem rețeta lui Dumnezeu. Lăsăm familia așa cum e și nu o atingem. Lăsăm familia biblică, așa cum spune că Dumnezeu a binecuvântat căsătoria între un bărbat și o femeie. Ce frumos! omenirea vrea schimbări. Babilonul modern, cu vinul acesta tulbure a filozofiilor controversate, mesmerizante, au un cuvânt magic în componența lor și anume schimbarea. Cei mai mulți creștini care nu înțeleg diferența între Domnul Hristos și Anticristul, să știți că această diferență o face cuvântul schimbare. Domnul Hristos nu vine să schimbe ceva, tot ce a spus a rămas valabil, dar există și un adevăr fundamental exprimat de legea lui Dumnezeu, care nu este altceva decât caracterul lui Hristos. Legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci nu este altceva decât caracterul Tatălui, nu? Și caracterul Fiului, Domnul Isus Hristos. Adevărul nu numai că se identifică cu caracterul Domnului Hristos, dar adevărul se odihnește în Hristos. Și Domnul Mântuitorul nostru Iisus dorește ca și noi să ne odihnim în adevăr și adevărul care este Hristos să se odihnească în noi. Ori de câte ori vă va spune El a venit să schimbe ceva, acest Hristos care va apărea pe norii cerului, să știți că nu e capra din povestea cu trăiezi, E lupul, vă mai aduceți aminte? Iedul cel mic spune, nu e mămuca, nu e mămuca, e lupul. De două ori în poveste i-a salvat acest ied micuț, dar iezii mai mari care făceau parte din societatea științifică s-au crezut mai deștepți și au deschis ușa și iată că a venit lupul. Se va întâmpla în decursul timpului, dragii mei prieteni, această societate științifică va deschide ușa lupului și vom avea de-a face cu un splash, cu un outburst de spiritism, cum nu s-a mai văzut niciodată în istoria umanității. Nu va fi Domnul Hristos, va fi lupul, nu va fi Domnul Hristos, ci va fi Anticristul. Ca un act de încoronare, în marea dramă de înșelătorie, cel rău însuși se va personifica în Hristos. Pentru un timp îndelungat, biserica a mărturisit că privește spre cea de-a doua venire a Mântuitorului ca la o împlinire a speranței ei. Cum marele amăgitor va face să apară ca Hristos a venit. Mm -hmm. În diferite părți ale pământului, el va apare printre oameni ca o ființă maiestoasă de o strălucire amenințătoare înfățișind descripția Fiului Lui Dumnezeu dată de Ioan în Apocalipsa 1 cu 13 la 15. Slava care îl înconjura, îl înconjoară nu poate fi depășită de nimic din ceea ce ochii muritori au văzut vreodată. Strigătul de triumf va răsuna în atmosferă. Hristos a venit, Hristos a venit. Poporul și oamenii în genere se proștern în adorație în fața lui. În timp ce El ridică mâinile și pronunță o binecuvântare asupra lor așa cum Hristos a binecuvântat uceniții când, era, când, au fost, când a fost El pe pământ. Vocea lui, auziți vocea vrăjmașului, e lupul de la ușe. Vocea lui este blândă, suavă și plină de melodie. În tonuri de iubire și pline de milă, el prezintă câteva din aceleași adevăruri pline de har pe care Mântuitorul le-a spus. El vindecă bolile oamenilor și apoi, în caracterul său pretins al lui Hristos, el pretinde că a schimbat, atenție, a schimbat sabatul acela din Geneza în Dies Solis sau Sunday sau Dies Domini, care este Dies Dominica, și poruncește tuturor să sfințească ziua pe care el a binecuvântat -o. El declară că aceea care persistă în părăsirea zilei a șaptea, ca fiind o zi sfântă, nu, biblică, aduc de fapt blasfemie și profanează numele său, prin refuzul de a asculta de îngerii săi pe care i-a trimis cu lumină și adevăr. Aceasta este o înșelătorie puternică, înșelătoria aproape cea mai de frunte, ca și samaritenii care au fost înșelați de Simon Magul. Mulțimile de la cel mai mic până la cel mai mare acceptă aceste vrăjitorii, spunând: Aceasta este marea putere a lui Dumnezeu. Prietenii mei, aceasta este cea mai mare înșelătorie care se pune la cale acum. G7, prezența eminenței Pop Francisc, care va prezenta un sabat global care nu este cel biblic, întrepte. bineînțeles că sabatul se va da în trepte, deocamdată se va acomoda cultura și religia fiecare națiuni, spre exemplu dacă prietenii noștri musulmani vor ei să țină un, o vinere globală, le, li se va permite aceasta pentru frații, prietenii noștri evrei li se va permite să țină sabatul în mod iudaizat, pentru creștinii care țin sabatul și cred în Hristos de asemenea li se va permite să țină și un sabat global și pentru prietenii și majoritatea oamenilor care păzesc o zi, ziua întâia săptămânii, duminica li se va permite să ține și ei sabatul acesta Global. Însă problema este că mai târziu se vor schimba lucrurile și în timp ce evenimentele vor accelera revenirea Domnului Hristos, să știți, prieteni, că se va da o singură zi, pe măsură ce a doua venire a Domnului Hristos, Iis Iisus Hristos, se apropie. Agenții satanii se pun în mișcare în secret. Cel rău nu va apărea numai ca o ființă omenească, ci va personifica pe Hristos și lumea care a respins adevărul nu, în Hristos, îl va primi pe el ca pe Domnul Domnilor și Regele Regilor. Mascat într-un înger de lumină, ca în timpul ispitirii, nu cele trei ispitiri ale Domnului Hristos, el va repeta această ispitire cu poporul lui Dumnezeu. Mascat într-un înger de lumină, el va umbla pe pământ ca un făcător de minuni. În cuvinte minunate, el va prezenta sentimente nobile, el va spune vorbe iubitoare și va sfârși, săvârși fapte bune. Hristos va fi personificat, dar într-un singur punct va fi o deosebire. Satana va întoarce oamenii de la legea lui Dumnezeu. Le va întoarce privirea de la legea lui Dumnezeu, prieteni. În ciuda acestui fapt, el va imita atât de bine neprihănirea încât va înșela, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Capete încoronate, președinți de țări, conducători în poziții înalte, se vor pleca în fața acestor teorii false. Prieteni, aceasta ne așteaptă în curând. Fiecare Tatăl nostru din cerul să ne păzească de această mare înșelăciune și să rămânem la rețeta pe care Dumnezeu a oferit-o oamenilor la creațiune, bunul Tată cere să ne ajute, dragii mei prieteni, să rămânem la acest scris, dincolo de toată orhideea filmelor de la Hollywood, dincolo de toată mișcarea video care se petrece în fața ochilor noștri, și să rămânem cu ochii atintiți pe scriptură cu ochii ațintiți pe ceea ce zice Dumnezeu. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrășmașului și omul cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic ce este omul ca să te gândești la el. Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânirea mâinilor tale toate le-ai pus sub picioarele lui, oile și boii la oaltă cu fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot Dragii mei prieteni, aceasta este ordinea planetară, aceasta este ordinea globală, aceasta este ordinea pe care a stabilit-o Dumnezeu de la început în grădina Edenului și pe care David în psalmul 8 o respectă într-un mod deosebit.